Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Înainte de toate, doresc să le mulțumesc invitațiilor noștri, celor care ne-au onorat cu prezența. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului președinte Daniel Harpa, președintele PSD Neamț, domnului ministru Bogdan Ivan, ministru Cercetării, Inovării și Digitalizării, cel mai tânăr ministru din Guvernul României. Doresc să le mulțumesc parlamentarilor de Neamț, colegilor de la Consiliul Județean Neamț, colegii de la organizațiile speciale ale PSD Neamț și PSD Roman. Înseamnă mult pentru mine. Înainte de a le da cuvântul și invitațiilor noștri, aș dori eu să vă transmit câteva gânduri. Astăzi a avut loc conferința municipală a PSD Roman, ocazie cu care am primit încrederea colegilor mei din organizația municipală PSD pentru a prelua funcția de președinte al acestei organizații. Acest vot de astăzi înseamnă mult pentru mine, pentru că înseamnă că am ales corect și sincer să mă alătur Partidului Social Democrat și mai mult decât atât, proiectul de guvernare locală pe care eu îl propun, Roman 2024-2032, înseamnă că este un proiect credibil, un proiect care este realist și care reprezintă exact ce are nevoie Romanul pentru a se dezvolta. Vreau să vă spun că am găsit la Roman o echipă solidă și vreau să construiesc pe fundamentul acestei echipe pentru a face ca PSD-ul la Roman să fie pe locul întâi, să recâștige primăria municipiului Roman și să reușim să conturăm toate proiectele de care Romanul are atât de multă nevoie. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care mi-au acordat încrederea, pentru că această încredere nu reprezintă altceva decât schimbarea în bine a comunității. Vreau să vă informez că suntem în perioada în care desfășurăm acțiuni de strângere a semnăturilor pentru a putea participa la alegerile europarlamentare și la alegerile locale. E un bun prilej pentru noi de a ne reîntâlni cu cetățenii și pentru a ne conecta la întreaga noastră comunitate. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care, printr-o simplă semnătură, poate, și-au dat acceptul și ne oferă legitimitatea pentru programul nostru de guvernare locală și e foarte important ceea ce transmit, că e un program de guvernare pe 8 ani. Deci nu avem un program pentru 3 luni, avem un program pentru 8 ani. Și acest lucru nu face altceva decât să repună Romanul pe locul pe care îl merită. Așa cum v-am informat și public de-a lungul ultimelor săptămâni, am desfășurat mai multe activități care au implicat întâlniri cu cetățenii din diverse cartiere ale municipiului Roman. Am preluat din problematica fiecărui cartier și în momentul în care vom reveni în campania electorală, vom reveni cu soluții concrete și cu termene reale de execuție pentru fiecare dintre aceste probleme. Mi-aș dori în cele ce urmează, pentru că nu vreau să fie doar un monolog, să-i invit pe colegii mei să vă adreseze și ei câteva gânduri, urmând ca ulterior să vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Așadar, domnule președinte Daniel Harpa, vă rog să ne adresați câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc și eu, în calitate de președinte organizației județene PSD, pentru că ați dat curs invitației colegului meu. Profit de această ocazie să îl felicit pe viitorul domn primar, pe Lucian Micu,
pentru faptul că în unanimitate astăzi a fost ales președintele organizației municipale PSD Roman. Sigur, noi suntem o echipă, așa cum se vede și în spatele meu, o echipă unită, o echipă serioasă care dorim să construim cel puțin, puțin pentru următorii 8 ani de zile în municipiul Roman, în municipiul Piatra Neamț, de fapt în județul Neamț, pentru că, așa cum știți, eu sunt candidatul organizației județene, organizației PSD Neamț, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, dar așa cum îl cunosc pe Lucian, de câțiva ani buni, de 12 ani aproximativ, așa cum știu că are experiența necesară în administrația locală și este un om serios, sunt sigur că va duce la îndeplinire toate proiectele care și le-a propus prin programul care îl va prezenta în perioada următoare, în campania electorală. Oricum, eu sunt mândru că sunt într-o echipă adevărată, într-o echipă care, în primul și în primul rând, se gândește la binele cetățenilor, la binele județului și sunt sigur, așa cum și sondajele spun, așa cum am discutat și cu majoritatea candidaților, majoritatea președinților de organizație, sunt sigur că PSD Neamț, Partidul Social Democrat, după alegerile din 9 iunie, va avea peste 70 de primari în localitățile din județul Neamț. Dar oricum, aceste lucruri le vom discuta și în perioada următoare, în cele două luni de zile de precampanie și campanie electorală. Încă o dată, Lucian, felicitări! Felicitări echipei din organizația municipală Roman, iar eu nu pot să garantez decât că voi fi alături, așa cum am fost și până acum, atât de organizația municipală, cât și de celelalte organizații din județul Neamț. Mulțumesc! Vă mulțumesc, sărut mâinile, bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație colegilor mei din organizația județeană PSD Neamț și în special domnului președinte Vasilică Harpa. Omul sfințește locul și când vorbim despre administrație publică locală este evident că cei oameni care au suportul oamenilor din comunitate sunt cei care fac treabă și schimbă comunități și destine. Ceea ce am întâlnit astăzi la Roman mi-a confirmat ceea ce mă așteptam să întâlnesc. O echipă puternică, o echipă plină de viziune, de proiecte și cel mai important, ceea ce mi-am dat seama din discursul și din prezența domnului primar, pentru că îi spun așa, îi spun domnului primar, pentru că e doar o chestiune de timp până când va ajunge să depună jurământul pentru funcția de primar al municipiului Roman, știe, vrea și poate să modernizeze acest municipiu extraordinar. Vreau să-i mulțumesc pentru invitație, vreau să știe că are suportul nostru total al echipei PSD România și în acest punct de vedere mă bucur să anunț chiar o decizie luată ieri în ședința de guvern condusă de premierul Marcel Ciolacu și președintele PSD, prin care 600 de milioane de euro au fost alocați pentru autostrada Moldovei, pentru autostrada A7, care în momentul de față merge înainte cu o viteză uimitoare, dar datorită celui mai performant ministru al transporturilor din 1990 încoace, Sorin Grindeanu, tot din partea Partidului Social Democrat. Am văzut o echipă foarte puternică în calitatea mea de ministru al cercetării, inovării și digitalizării, în tot ceea ce înseamnă proiectele mari de transformare digitală, servicii la un clic distanță pentru cetățeni. Sunt convins că Romanul va fi unul dintre primele municipii din România cu care vom avea proiecte foarte concrete și care va aplica pentru ceea ce înseamnă o administrație modernă și eficientă în interesul oamenilor la un clic distanță. Fie că ei sunt acasă, fie că sunt plecați la studii la Iași sau la Cluj sau la București, fie că sunt plecați în afara țării, la muncă sau la studii, Romanul poate să devină acea primărie și administrație eficientă care aduce totul la un clic distanță. Din acest punct de vedere, statul român are deja pregătit peste 6 miliarde de euro pentru acest lucru. Chiar mai devreme vorbeam cu colegii mei și urmează să publicăm în cel mai scurt timp în SEAP achiziția publică pentru cloud-ul guvernamental, cel mai mare proiect de transformare digitală a României, precum și aplicația unică a statului român în care oamenii o să aibă la un clic distanță toate serviciile publice pe care le oferă statul român și automat și administrația publică locală. Am mare încredere atât în domnul primar, am mare încredere în domnul președinte și spun direct președinte al Consiliului Județean Vasilică Harpa pentru faptul că în 9 iunie va câștiga Consiliul Județean împreună cu această echipă minunată, care este puternică pe toate planurile, atât la nivel local,
domnul Lucian Micu, cât și la nivel județean împreună cu domnul Harpa, cu întreaga echipă de primari, cu domnul prefect, cât și la nivel național, prin cei trei parlamentari pe care PSD Neamț i-a dat României, începând cu liderul de grup al Partidului Social Democrat, Ciprian Șerban, continuând cu colega noastră, Oana Bulac, care este fostul președinte al organizației și care a făcut lucruri frumoase în cadrul organizației PSD Roman, continuând cu colegul deputat Remus Muntean și cu colegul meu de minister, secretarul de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Dume. Așa că să știți că Neamțul e pregătit, o mare bucurie să întâlnesc o organizație atât de puternică, care va fi mai mult decât a fost vreodată. Au toată susținerea noastră și abia aștept ca după 9 iunie să-mi sune telefonul una într-una din partea noului președinte al Consiliului Județean, Vasilică Harpa, din partea noului primar al municipiului Roman, Lucian Micu, atunci când vorbim despre proiectele care modernizează administrația din județul Neamț. Dacă sunt întrebări punctuale, cu mare drag vă stau la dispoziție și vreau să mulțumesc echipei minunate din municipiul Roman pentru invitație și pentru această seară minunată în care au arătat că sunt o forță și au arătat că anul ăsta Partidul Social Democrat va da cel mai bun primar pentru Roman și cel mai bun președinte al Consiliului Județean pentru județul Neamț. Mulțumesc mult! Înainte de întrebări, eu am o afirmație. Știți, chiar sun la dumneavoastră și chiar vin la dumneavoastră pentru proiect. Păi, chiar vă aștept. Chiar vă aștept. Mulțumim mult. O seară frumoasă.